drămuit și eu mă opresc aici. Dar vreau să vă spun ce rol mare are și ce binecuvântare are cina Domnului pentru cel care o ia de povara Domnului. Îmi aduc aminte că soția mea odată a fost foarte bolnavă, foarte bolnavă, așa. Și a fost cina Domnului la noi și ne-am dus de acasă și eu n-am știut gândul soției. Dar Sfântul Domnului, că atunci când luăm din Domnul, din pâine, din azimă, din rodul, din azima aceea și apoi pe rodul viței, sânge Domnului Iisus în mod simbolic, intră în noi viață din viața Domnului. Intră în noi putere din puterea Domnului. Intră în noi dragoste din dragostea Domnului. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, să știți că nu este un robinet la care umbli când și cum vrei. Nu, nu, nu. Este acea mare binecuvântare pe care o toarnă Dumnezeu în inima fiecăruia dintre noi prin Duhul Sfânt. Și întreabă Dumnezeu dimineața aceasta, mai este Duhul Sfânt la lucru în adunare? Că dacă nu este Duhul Sfânt, cine să-ți mai toarne dragoste? Frații mei, așa mii de... Am trăit așa frumoasă experiență cu Domnul. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne mai dăruiască mereu în biserică. Biserica trebuie și, frații mei, știți cum să fie în vremea aceasta? Noi cântăm de Domnul că se apropie Domnul, că e venirea Domnului aproape, că așa. Am cântat și am plecat și am uitat. Și ne putem ca unii oameni care ne înrădăcinăm aici și mii de ani nu vom mai pleca de pe pământ. Știți? A fost un patriarh care a zis, când veți pleca din Egipt, vă rog să... Și eu zic, nu că eu rugat, eu pus să jure. Să luați, jurați că o să luați șoasele mele cu voi. N-a dat Iosif, n-ar fi dat, adică ar fi dat toată bogăția Egiptului, pe mii de ani. Ar fi dat-o și n-ar fi pus pres pe ea. Pentru o singură zi, trăită în corp, dar să o trăiască în Canaanul promis de Domnul. Vă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă sfințească. Și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, să nu uităm că este spre viață veșnică, cu Domnul dacă o face după voia Lui, sau spre viață veșnică, dincolo. Lucrul la care nici nu vreau să mă gândesc. Vă mulțumesc din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze.